Sâmbătă 19 octombrie, pe stadionul Ion Comșa din Călăraș, AFC Dunărea Călăraș a învins echipa Turist Turnu Mogurele cu scorul de 3-2. După o primă repriză aproape perfectă, în care au înscris de 3 ori în minutele 2, 7 și 32, călărășenii au trăit periculos repriza a doua și cu un om mai puțin. Ariel Lopez a fost eliminat pentru cumul de cartonașe, iar călărășenii au primit 2 goluri în minutele 52 și 70, iar finalul a devenit foarte disputat și tensionat. AFC Dunărea Călăraș a câștigat cele 3 puncte puse în joc și a acumulat 15 puncte în clasament, ocupând astfel locul 14. Urmează meciul din etapa a 14-a în deplasare pe data de 26 octombrie cu Politehnica Timișoara. Hai, jucăm în deplasare.
Ciao! 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 Ci